Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Dacă mai țineți minte, într-un clip anterior am testat câteva siguranțe fuzibile rapide. De această dată vreau să fac un test amatoricesc, deci nu este un test ca la carte, cum se spune, ci doar un test pe moment, rapid. A două tipuri de siguranțe sunt la același curent, 200 de mA, dar una dintre ele este lentă, cealaltă rapidă. Prima dată vom testa o siguranță fuzibilă rapidă de 200 de mA. Dacă am crescut un pic prea mult. Un pic, 234. Creștem ușor. Încă un pic. A început să înroșească, din câte se vede. Și s-a ars. Deci a cedat la un curent de 470 mA. Iar acum să trecem la o siguranță fuzibilă lentă. Asta pentru că a fost una rapidă, cea de față. Mergem la una lentă, o scoatem de aici. Gata. Hai să o conectăm. Siguranța fuzibilă de 200 de mA lentă a fost pusă. Acum să vedem cum se comportă. Deja avem aproape de 200. 245, 400, încă rezistă, 490 mA. Da, se pare că s-a ars, dar fără să se vadă nimic. Păi să tragem și concluziile. Cea rapidă înotată cu F200, F de la Fast, s-a ars la aproximativ 470 de mA. Însă, cea lentă, notată cu T, de la Time Lag, s-a ars la aproximativ, hai să spunem, 490, a doua la 490 de mA. Nu pot spune mai multe, acestea au fost niște teste mai mult rapide, pe moment, bineînțeles că mai contează și timpul. De asta și în foaia tehnică există și un mic tabel pe această temă. Însă mă așteptam ca siguranța fuzibilă lentă să se ardă la un curent mai mare față de cea rapidă, de 200 de mA. Ideea este că am încercat două lente ca să fiu sigur, pentru că nu îmi dă de la socoteală. Inițial am crezut că o fi defectă siguranța respectivă. Și zic, se mai întâmplă. Dar nu, cam la fel. Prima s-a ars la 500 de mA. Însă fără să înroșească deloc acel fir dinăuntru, probabil așa face la cele lente, prima dată când testezi asemenea siguranțe. Cei care cunosc, bineînțeles că pot scrie în comentarii, repet încă o dată, o luați ca atare acest clip. Cam aici să termin acest episod, dacă v-a plăcut nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!